Filmul începe în spațiu cu un supererou intergalactic numit Lightspeed, care se confruntă cu un monstru extraterestru periculos. După câteva ore de zbor, Lightspeed ajunge în sfârșit la destinația sa și își întâlnește ținta derivantă. Fiara se dovedește a fi un extraterestru temut cu 4 picioare, 6 ochi și o coloană de dinți ultra ascuțiți. Fără să piardă vremea, monstrul violent se aruncă instantaneu spre Lightspeed, dar din fericire luptătorul experimentat se apleacă pentru a evita atacul. Supereroul ripostează trimițând un val de fulgere spre extraterestru, atacul electric îl paralizează pe monstru, dar în cele din urmă nu este foarte eficient, deoarece creatura se recuperează rapid și din nou aruncă spre erou. Un Lightspeed iscusit sare rapid în calea atacului și alunecă pe spatele monstrului, ceea ce face extraterestrul să devină și mai furios. Văzând fiara furioasă, Lightspeed decide să-și mărească miza și încearcă un alt atac. De data aceasta, supereroul sare în aer și lansează o lovitură sonică de înaltă frecvență, care se dovedește a fi mai eficientă, împingând monstrul spre o piatră. Din păcate, totuși, extraterestrul conștient găsește o modalitate de a manevra atacul, rulându-se într-o bilă și rotindu-se departe de pericol. Câteva momente mai târziu, Lightspeed, care este și tata a trei copii, realizează că lupta durează mai mult decât anticipase. Nu mult după aceea, primește un apel care îl informează că grădinița copilului său s-a închis. În lumina acestui fapt, supereroul îngrijorat își cheamă copiii și își aduce cu el în timp ce continuă lupta. Folosind puterile sale, Lightspeed creează mai multe sulițe de energie și le înfinge în monstru. În timp ce evită atacurile acestuia, extraterestrul furios ripostează cu o lovitură de coadă, dar din fericire Lightspeed contracarează la timp, invocând o bulă de energie pentru a bloca lovitura. Sătul de continuarea conflictului, supereroul se încarcă cu energie și decide să doboare monstrul odată pentru totdeauna. Lightspeed, formidabil, își creează rapid o placă de surf de energie și se plimbă pe ea în timp ce bombardează extraterestrul fugitiv cu mai multe lovituri de fulgere. După ce câștigă superioritatea, supereroul sare de pe placa de surf de energie și o trage asupra extraterestrului, făcându-l să cadă și să se agațe de marginea unei prăpăstii. În timp ce monstrul încearcă să se cațere înapoi, un geyser de lavă îl rupe brusc de desubtul său. Lichidul topit vaporizează instantaneu creatura, ucigând-o în proces. La câteva secunde după aceea, doctorul Arcanus, creierul malefic, care a orchestrat atacul extraterestrului, apare într-o navă spațială. Șeful amenință să-i facă rău copiilor lui Lightspeed, ceea ce îl determină pe supererou să tragă fulgere electrice spre aeronava lui Arcanus. Din păcate, atacul se dovedește ineficient, deoarece maestrul răfăcător evadează de pe planetă, jurând să-l doboare pe Lightspeed. Odată ce Arcanus părăsește scena, Lightspeed îngrijorat își face griji pentru siguranța copiilor săi și înregistrează într-o grădiniță cu program complet, înainte de a porni în căutarea maestrului răfăcător. Mai târziu în acea zi, Arcanus își urmărește mișcările supereroului și descoperă că și-a lăsat copiii într-o grădiniță protejată. Aflat acest lucru, maestrul răfăcător, însoțit de subordonatul său, Fletch, se infiltrează în facilitățile pentru copii și răpește cei trei copii al lui Lightspeed. După care se întoarce la nava sa. Odată ajuns la bord, Arcanus descoperă că fiecare dintre copii moștenise un set specific de superputeri de la tatăl său. Titus, Xander și al treilea copil, Kira, care are un potențial electric de zbor latent. Invidios pe puterile lor, Arcanus concepe un plan pentru a folosi un dispozitiv de extracție pentru a fura abilitățile copiilor. Maestrul răfăcător îi ordonă instantaneu lui Fletch să instaleze mașina și să adune copiii, în timp ce el se pregătește pentru procedură. Subordonatul obedient urmează rapid instrucțiunile stăpânului său. Cu toate acestea, totuși, copiii cu puterile supranaturale evadează din cușcă și intră într-un mic modul plecat spre nava răfăcătorului. Chiar în momentul în care copiii reușesc să-și pună aplicarea fuga, descoperim că scenele pe care le-am văzut până acum erau de fapt dintr-un joc video. La câteva secunde mai târziu, suntem introduși în protagonistul filmului, Red, un băiat adolescent care naviga pe consolă. În timp ce Red încearcă să continue misiunea virtuală, tânărul jucător primește un contract de avertizare care îl întreabă dacă dorește să continue la nivelul următor. Considerând avertismentul ca fiind un protocol obișnuit al jocului, Red este de acord, ceea ce determină copiii lui Lightspeed să intre într-un portal intergalactic. Cu toate acestea, înainte ca jucătorul să poată continua cu misiunea sa, este întrerupt brusc de sunetul soneriei ușii. Red se grăbește să verifice cine este la ușă și o găsește pe Melanie, colega sa de clasă și partenera de proiect. O invite să intre în timp ce ea pregătește proiectul în grup. După ce au întocmit un program detaliat, Melanie se retrage și merge la baie. În timp ce ea este plecată, redescoperă șocant copilul Lightspeed în casa sa. Jucătorul este instantaneu uimit de aceasta și încearcă să-și dea seama cum au ajuns acolo. Câteva momente mai târziu, Red, confuz, își amintește contractul de avertizare pe care l-a semnat în jocul video, chiar înainte ca copiii să intre în portal. Băiatul adolescent își dă seama că jocul nu era de fapt o ficțiune, așa cum a crezut anterior, ci o ilustrație reală a unei alte galaxii. Înainte ca Red să poată înțelege evenimentele bizare, Melanie se întoarce din baie și este uluită să găsească
trei bebeluși străini în casă. Confuză, ea îl întreabă pe Rep despre asta, determinându-l pe jucător să dezvolie că aceștia sunt personajele din consola sa. Firește, Melanie nu-l crede și se simte insultată de explicația absurdă, pregătindu-se să plece. Cu toate acestea, înainte de a ieși complet din casă, Titus lansează puterea sa sonică care provoacă o pană totală de curent în toată zona. Văzând asta, Melanie în cele din urmă îl crede pe Red și îl ajută să aibă grijă de copii toată noaptea. A doua zi dimineață, duo-ul găsește un dispozitiv de comunicare high-tech pe Kira, îl folosește pentru a contacta tatăl copilului. Adolescentul îngrijorat îl informează pe Lightspeed despre evenimentele recente și cere să vină să-și ia copiii. Lightspeed ușurat le mulțumește duo-ul pentru ajutor de până acum, dar îi avertizează să părăsească zona deoarece doctorul Arcanus cel mai probabil este pe drum pentru a captura copiii. După ce a livrat avertismentul, supereroul ingenios încearcă să urmărească semnalul apelului pentru a localiza exact locația. Titus sparge involuntar dispozitivul de comunicare. Red și Melanie sunt devastați de asta, dar în cele din urmă decid să urmeze planul lui Lightspeed în timp ce găsesc o modalitate de a recupera semnalul. Fără să ezite, duo-ul încearcă rapid mașina lui Red cu un portbagaj plin de lucruri esențiale și pleacă de acasă în timp ce conduc copiii. Între timp, înapoi la nava spațială lui Arcanus, creierul malefic află din cele din urmă de evadarea copiilor și merge după ei. Folosind același portar, doctorul malefic ajunge pe pământ și trimite o grămadă de droni în căutarea copiilor evadați. Câteva secunde mai târziu, Arcanus, condus de droni de urmărire, ajunge la reședința lui Red și găsește locul în dezordine. Creierul malefic își dă seama instantaneu că super bebelușii au fost acolo și se pregătește să meargă după ei. În scena următoare, duo-ul adolescent împreună cu copiii lui Lightspeed își stabilesc tabăra din afara orașului, ascunzându-se de doctorul malefic. În acest timp, Melanie, care se întâmplă să fie o studentă excelentă la științe, găsește o modalitate de a repara dispozitivul de comunicare deteriorat. Din păcate, în ciuda faptului că este reparat, gadgetul refuză să pornească deoarece are nevoie de o sursă de energie înaltă pentru a fi reactivat. Mai târziu în aceeași zi, Red încearcă să ocupe copiii jucându-se cu ei, dar gestul său bineintenționat ia o întorsătură neașteptată când îl sperie pe Xander, determinând copilul să-și folosească puterile. Xander, speriat, invocă o mașină mică în formă de rață și o folosește pentru a fugi spre autostrada aglomerată. Îngrijorați, restul grupului se întorc la mașina lor și îl urmăresc rapid. În cele din urmă îl prind pe super bebeluș, dar observă un camion care se apropie periculos de el. Din fericire, Xander își folosește puterile pentru a invoca un ursuleț de pluș, drăguț, dar robust, care oprește și direcționează camionul. Din păcate, vehiculul cade de pe drum, dar datorită ajutorului lui Red, șoferul este salvat. Imediat ce pericolul este evitat, grupul este înconjurat de armata SUA. Se pare că forțele au fost alterate de capsula de evadare a copilor care intră în spațiul lor aerian, astfel încât i-au urmărit pe grup în căutarea creaturilor străine. Trupele militare iau imediat copiii extraterestri în custodie și încep să-l interogheze pe duo-ul adolescent. Totuși, înainte ca forțele speciale să poată lua vreo o acțiune decisivă, doctorul Arcanus sosește la fața locului și elimină pe toți soldații cu arma sa de șoc, după care răpește super bebelușii și îi duce la nava sa spațială. Câteva momente mai târziu, Red și Melanie descoperă că Arcanus a invadat baza. Împreună, duo-ul fură un walkie-talkie NASA, care este conectat la un satelit puternic și folosesc dispozitivul pentru a alimenta echipamentul lor de comunicare. Fără să piardă timp, gardienii adolescenți se urcă imediat pe o motocicletă și îl urmăresc pe doctorul Arcanus în timp ce navighează prin trafic. Din fericire, ajung în cele din urmă la supererou, permițându-i să localizeze exact locația în timp ce începe să se îndrepte spre pământ. În timp ce Lightspeed se îndreaptă spre ei, duo-ul adolescent decide să se urce pe nava spațială a doctorului Arcanus pentru a întârzia planul malefic. Partenerii ajung la timp deoarece observă aeronava decolând în spațiul cosmic. Într-o încercare disperată, Red împreună cu Melanie conduc mașina lor de pe o stâncă în timp ce sar și se agață de nava spațială. Între timp, în inima aeronavei, doctorul Arcanus, cu ajutorul subordonatului său Fletch, începe procesul de extragere a puterilor copiilor. Atașând un transmițător la gâtul său, creierul malefic intră într-un cocon și șifonează superputerile. Totuși, acest lucru nu durează mult, deoarece duo-ul adolescent ajunge să interfereze cu procesul. Red găsește o armă cu explozie și trage la centrul de control, provocând prăbușirea navei din cer. În timp ce aeronava aterizează, Melanie găsește și ei copiii și salvează, în timp ce grupul se reunește și evadează colectiv într-o capsulă spațială. Odată ce nava principală aterizează pe pământ, armata SUA sosește la fața locului și se pregătește să-l aresteze pe doctorul Arcanus. Totuși, trupele care vin sunt rapid copleșite, deoarece descoperă curând că creierul malefic a dobândit un succes superputeri. Supramăritul malefic se confruntă cu soldații și își lansează armata de drone asupra lor în timp ce o bătălie feroce începe. Folosindu-și noile superputeri, Arcanus lansează o explozie de energie care doboară un număr de tancuri militare, după care își mărește dimensiunea corpului într-o masă gigantică în timp ce creează un lansator cu energie pentru a trage explozibilii de înaltă putere asupra soldaților. Copleșiți de atacurile care urmează,
reacționează, trupele SUA se retrag instantaneu, pregătindu-se să se predea overload-ului întunecat. Arcanus, de dimensiuni gigantice, îl observă pe Red și îl prinde instantaneu, strângându-l violent pe tânărul băiat. Văzându-l pe Red în pericol, Kira își activează puterile latente și trage cu lasere din ochii ei, ce altcel paralizează pe răufăcătorul puternic. Acest lucru îl forțează pe Arcanus să le libereze pe Red, în timp ce Titus, care se transformase într-un gigant, îl salvează. Împreună, super bebelușii își unesc forțele cu trupele SUA și îl ajută să doboare cât mai multe drone. Cu ajutorul aerian, cursul bătăliei se schimbă instantaneu pe măsură ce armata câștigă superioritate. În timpul bătăliei, Red observă transmițătorul de pe gâtul lui Arcanus și deduce că aceasta este sursa puterilor sale. Învățând acest lucru, maestrul jucător îl informează pe Kira despre dispozitiv și cere să-l desprindă de pe overload. Înarmat cu aceste cunoștințe, Kira împreună cu frații ei copleșesc pe Arcanus cu o serie de atacuri coordonate, provocându-l astfel să cadă la pământ, în timp ce Kira recuperează transmițătorul. Odată ce dispozitivul este desprins, Red îl distruge imediat, ceea ce îl determină pe creierul mare fix să-și piardă toate puterile și să plece înfrânt. Un minut mai târziu, Lightspeed sosește la fața locului și se reunește entuziasmat cu copiii săi. Tatăl ușurat le mulțumește profund lui Red și Melanie pentru ajutorul lor de până acum și îi laudă pentru curajul lor. Filmul se încheie cu super familia spunându-și la revedere, în timp ce se întorc în lumea jocului de unde aparțin de drept.